salariale în jumătate inferioară a grilei de salarizare. Deci asta vom aborda prin acest proiect de ordonanță de urgență. Obiectivul este să aplicăm acest proiect de ordonanță de urgență încă din a doua jumătate a acestui an și în cursul anului viitor. Deci vom veni cu o mobilizare bugetară pe care ne-o putem asuma din a doua jumătate a acestui an și pentru 2017, care va avea ca obiectiv o corectare a acestor disfuncționalități salariale care au dus la suprapuneri de salarii între clasele de salariale de jos și care vor corecta și o parte din problemele care apar acolo unde în aceeași categorie de funcționari cu aceleași responsabilități putem avea salarii diferite pentru că oamenii au fost recrutați în perioade diferite. Deci vom veni cu această primă corectură, rezolvând astfel o problemă de echitate, dar și de legalitate, pentru că sunt situații în care funcționari care, asumând aceeași responsabilitate, au salarii diferite, merg în justiție și câștigă, tocmai pentru că e o abordare, așa cum se dau salariile astăzi, una incorrectă. Deci vom corecta o parte din aceste probleme, mai ales pe partea de categorii salariale din jumătatea inferioară a grilei de